Bună, draga mea! Sunt Lunala! Dacă te-ai născut în această zi de 12 octombrie, ești strălucitoare, sociabilă, veselă și energică. Datorită unei minți mobile, receptive, absorbi cu ușurință informații noi, expresia de sine este forul tău și, în afară de asta, ești un vorbitor minunat. Cunoașterea extinsă îți permite să răspunzi corect și rapid la majoritatea întrebărilor și să faci comentarii ingenioase. Elocvența, umorul și capacitatea de a-ți exprima cu tact gândurile te fac un comerciant născut. Ai putea vinde tone de zăpadă schimoșilor, dar nu o vei face, deoarece sentimentul de dreptate nu-ți permite să exploatezi alții. Iubești să domini, să fii în centrul atenției. Ai abilități bune de comunicare și te simți bine într-o varietate de medii, de la oameni obișnuiți la elită. Deoarece ești mândră de calitatea muncii tale, vrei să fii apreciată de cei mai buni, indiferent de statutul social. Ai un instinct excelent pentru finanțe, ești gata de a împărți banii cu membrii familiei și prietenii aflați în dificultate. Urăști zgârcenia și avariția, preferând să faci gesturi nobile și îngăduitoare. Semnul tău zodiacal aparține constelației Balanță. Semnul zodiacal Balanță este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: liniște, determinare, pluralism, dreptate. Indecizia Balanței și complexitatea în luarea rapidă a deciziilor sunt legendare, dar tu te distingi prin farmec incredibil, abilități excelente pentru artele frumoase, bunătate și sensibilitate. Având o natură artistică și tandră, tu ești elegantă, sociabilă și practic lipsită de agresiune internă. Cu toate acestea, instabilitatea ta te face susceptibilă de tot felul de influențe, inclusiv negative, iar o pasiune pentru timp liber te poate duce mai departe în lene și indolență. Este indicat să eviți autocompasiunea și pasivitatea, să-ți dezvolți propriile abilități naturale, să comunici în abundență, dar să nu permiți celorlalți să te conducă. Tu ești în realitate o fiică a lui Venus, tu poți profita din plin de cele mai bune trăsături ale acestei zeițe, frumusețe și compasiune, spiritualitate și farmec. Tu te asemeni foarte mult cu simbolul semnului zodiacal, ai tendința să fluctuezi și, uneori, ești indecisă. Viața ta este determinată de influența lui Venus, astfel că principalele tale interese sunt de obicei plăcerile senzuale, iubirea de frumusețe, sociabilitatea strălucitoare. Poți fi lipsită de echilibru intern, dar tu te străduiești să armonizezi întreaga lume din jur, ești non-agresivă, îți place să joci rolul conciliatorilor, ești interesată de tot felul de arte, într-un cuvânt, tu împodobești și nobilezi viața. Tu ești foarte atrăgătoare și drăguță, tu știi să fii elegantă, extrem de spirituală, ai o dispoziție bună și ușoară. Cu toate acestea, influența zeiței Venus poate provoca și în ajunsuri corespunzătoare, o tendință spre lenea excesivă, o fascinație a plăcerilor, chiar până la punctul de a cădea în vicii. Deci, echilibrul este sarcina principală a vieții tale, deoarece tu ești binecuvântată și ai toate abilitățile pentru asta. Guvernatorul tău astral este Venus. De la Venus tu iei farmecul și frumusețea. Planeta Venus este favorabilă celor care lucrează în industria frumuseții, agenții matrimoniale. Planeta ta în exil este Marte. Aceasta este responsabilă pentru incertitudine, precum și dorința de a muta alegerea către alte persoane. Pentru tine, unul dintre principiile în viață este dreptatea. Datorită abilităților tale comunicative, ai putea face o carieră amețitoare în domeniul vânzărilor. Dar nu vei vinde niciodată lucruri inutile oamenilor. Ești elocventă, fermecătoare. Ești prietenoasă, uneori excesiv de încrezătoare. Poți fi folosită de prieteni și cunoscuți. Dar dacă înșelăciunea este revelată, atunci fără regret îl vei șterge pe infractor din viața ta. Te comporți astfel încât alții să poată accepta cu ușurință ceea ce oferi,
Deși poate ți este dificil să primești același ajutor din partea celorlalți, este important pentru tine să înveți cum să dai cu ușurință și să iei cât mai curând posibil. Deși apreciez tradițiile, nu poți fi numită conservatoare în gânduri, cuvinte sau acțiuni. Ești extravagantă, înzestrată cu umor și excesivitate în dragoste. Acest lucru este exprimat în toate domeniile vieții tale, de la aventuri sexuale la nonconformism social. Pentru tine, lumea este o scenă în care se joacă propria ta tragedie. Cu toate acestea, în același timp reușești să fii complet firească și rareori dai impresia unei persoane care încearcă în special să atragă atenția. Pe de altă parte, ar trebui să te temi de aroganță, dacă ignori impactul acțiunilor tale asupra vieții altora. Deși de obicei cunoști bine tradițiile societății, uneori crezi că te poți pune deasupra regulilor existente, în special în viața privată. Poți fi un amestec curios de inclinații egoiste și altruiste. Dorința ta de a-ți promova propriile interese și nevoi poate provoca partenerii. În dragoste, poți fi periculoasă. Atunci când intervine o ruptură în relații, reacționezi de obicei destul de ușor și ajungi rapid la simțurile tale, ceea ce, din păcate, de multe ori nu se poate spune despre partenerii tăi. Datorită competenței și experienței tale sociale, poți deveni un sprijin pentru colegi, prieteni și familie. În același timp, îndeplinirea sarcinilor cu atenția cuvenită intereselor altora necesită eforturi serioase din partea ta. Te distingi față de alți nativi din balanță prin astfel de trăsături speciale, ești delicată, sensibilă, răbdătoare, suplă. Ești puțin conservatoare, îți place să înțelegi din timp ce se va întâmpla în continuare și nu ești înclinată spre aventuri. Conservatorismul se manifestă și în imaginea ta, găsindu-ți propriul stil, nu îl schimbi mulți ani. Te îmbraci elegant și cu gust, dar nu respecti tendințele modei, iar extravaganța și scandalosul pentru tine sunt complet inacceptabile. Cum afectează data de 12 octombrie soarta ta? Te comporți ca și cum ai fi ultima purtătoare de sânge albastru. Ai o personalitate dominantă, atât în activitățile profesionale cât și în relațiile de dragoste. Dar aceste lucruri nu indică deloc faptul că ești excesiv de dură cu oamenii din jurul tău. Găsești un limbaj comun în orice strat al societății, indiferent de poziția pe care o ocupă. Statutul tău social nu este atât de important pentru tine, mai degrabă, propria ta realizare de sine este mai importantă pentru tine. La oameni, tu pui valoare pe potențialul interior, prin urmare nu ești o persoană cinică și narcisistă. Pentru tine, este foarte important să fii apreciată și lăudată pentru munca grea. Tu știi cu adevărat să oferi tot ce este mai bun și îți dorești în mod natural recunoaștere, pentru că nimic nu îți este dat atât de simplu. Tu trebuie să fii permanent în mișcare și înconjurată de evenimente pentru a lua parte la evenimente sociale, deoarece aceste lucruri îți oferă energie vitală. Tu crezi că trebuie să realizezi totul de una singură. Banii, îi tratezi cu ușurință, deoarece știi să-i câștigi. Îți place să câștigi bani, considerând că merită să câștigi bani. Mai mult, tu oferi ajutorul tău atât de direct încât chiar și cei mai mândri pot accepta cu ușurință asistența financiară din partea ta. Dar dacă tu ai nevoie de un împrumut, nu îl vei cere niciodată. Chiar dacă prietenii vin să te ajute, vei accepta cu greu sprijinul celor dragi. Nu ești obișnuită să accepți ajutor din afară și ești convinsă că, dacă ai banii altor persoane, autoritatea ta nu va mai fi reproșabilă, măsurată. Ai întotdeauna maniere excelente și abilitățile de comunicare necesare, nu-ți va fi dificil să conduci discuții în rândul elitei, iar a doua zi să vii în sat cu aceeași simplitate pentru a ajuta rudele îndepărtate. Tu mergi cu bucurie în diverse tipuri de aventuri, îți place să simți nivelul ridicat al adrenalinei, iar asta îți permite să simți gustul vieții, îți place riscul în toate manifestările sale. În dragoste, ai de asemenea nenumărate experimente, uneori îți perii partenerii,
deoarece nu toată lumea este pregătită pentru o astfel de libertate de acțiune. Aceste lucruri nu te supără cu adevărat, de vreme ce te îndepărtezi rapid de o despărțire, chiar nu-ți place să stai în suferință multă timp. Tu încerci să-ți transformi viața într-o scenă teatrală, pentru tine este mult mai interesant să existi. Din când în când, rolurile se schimbă, actorii ies cu adevărat cu cei de înaltă calitate, jocul tău nu va lăsa niciun spectator să se îndoiască. Poate că ar trebui să fii puțin mai moale cu cei dragi, pentru că nu știu întotdeauna că iubești cu adevărat. Uneori oamenii trebuie să o audă. Pe lângă dorințele proprii, există dorințele oamenilor pe care îi iubești, ascultă-i și vei descoperi multe lucruri noi. Dragoste și compatibilitate. Principalele contradicții inerente naturii tale ies la suprafață în relații strânse. Îți dorești un parteneriat, dar în același timp ești independentă și nu-ți place să te simți legată de mâini și de picioare. Un partener nu trebuie doar să te iubească, ci și să-ți respecte spațiul personal. O pereche excelentă poți alcătui cu reprezentanții constelațiilor Gemeni sau Vărsător. Aceste semne se înțeleg bine cu tine, sunt similare în temperament și atitudine față de viață. Astfel de relații vor fi pe termen lung, armonioase și puternice. Romanul de dragoste cu Scorpionul îți va aduce noi emoții și experiențe, dar cel mai probabil nu va dura mult timp. Cele mai mici șanse de succes în relațiile tale sunt cu Fecioara, Rac și Pești. Cu reprezentanții semnului Fecioară, nu vei găsi un limbaj comun, lipsa de teme comune va provoca iritare și nemulțumire. Racul nu se va încadra în lumea armonioasă și echilibrată ta. În ceea ce privește Peștii, vei avea exigențe uriașe asupra lor și vei încerca să îi împingi în casete, pe care natura sensibilă și vulnerabilă a peștelui nu le poate suporta. Cu celelalte semne, poți încerca, dar șansele sunt 50-50. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ai o personalitate strălucitoare, extraordinară. Te distingi prin sociabilitate, deschidere, potențial imens. Ești energică, voitoare, dar capabilă să găsești compromisuri. Te remarci și prin abilități de comunicare. Ești un vorbitor natural, dar și un ascultător excelent. Combinația de astfel de calități este apreciată de rude, prieteni, angajatori. Una dintre prioritățile de viață pentru tine este autodezvoltarea. Îți extinzi constant orizonturile. Îți plac cărțile, filmele de non-ficțiune, documentarele. Erudiția te face un interlocutor interesant. Abilitățile oratorice și talentele comunicative sunt atul principal al tău pe piața muncii. Ți se recomandă să alegi zonele în care se presupune o comunicare frecventă cu oamenii. Îți poți dezvălui talentele și abilitățile în pedagogie, jurisprudență, management și vânzări. Ambiția, bunul simț, intelectul dezvoltat și experiența practică neprețuită te ajută la atingerea obiectivelor. Activitatea științifică poate fi prea obositoare, consumatoare de resurse, sănătate și boli. Tu ar trebui să consideri că sănătatea ta nu durează. Ești suficientă de puternică, stabilă fizic și psihologic. Obligatoriu ar trebui să ai un examen regulat la medicul de familie. Greșeala ta frecventă este neglijarea examinărilor profesionale și atitudinea neglijentă față de sănătatea ta. Iubești de obicei binecuvântările vieții, astfel încât alimentația ta poate fi bogată în alimente grase gustoase, care nu sunt întotdeauna benefice pentru organism. Este recomandat un exercițiu moderat zilnic, de la mers pe jos la activități mai energice, precum înot sau tenis. Ar trebui să fii atentă la probleme cu spatele, rinichii și părțile inferioare ale tractului digestiv. O atenție deosebită trebuie acordată ovarelor și vezicii urinare. Ești predispusă la dependență de stimulenți. Destinul și norocul. Universul ți-a dăruit ambiție, intenție, te-a înzestrat cu o minte pătrunzătoare și o mare intuiție. Ai planuri grandioase și te străduiești mereu să le aduci la viață.
În căsătorie, de obicei, ești fericită și iubită, în sectorul financiar vei reuși. Poftă excesivă de putere și dorința de a te ridica deasupra oamenilor te pot conduce la singurătate, pierzând ceea ce ai obținut. Sfaturi pentru tine. Ești sfătuită să alegi cu atenție prietenii și partenerii. Bunătatea excesivă nu este cel mai bun consilier în luarea deciziilor care schimbă viața. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, desigur, flori, buchetul nu trebuie nu exagerat, trebuie doar să sublinieze harul florilor și să concentreze atenția asupra ta. Niciodată nu trebuie ca cineva să se limiteze la un singur cadou. Cea mai ideală opțiune, dacă este să cheltuie nu numai bani pentru tine, ci și timp, atunci vei lua această zi ca de vacanță. Dimineața, să fii trezită cu aroma băuturii tale preferate și cu cele mai proaspete fructe dulci. Este bine să-ți arunce câteva flori, buchetul nu contează. Apoi, după o pauză, partea oficială, cadoul. Fiind estetică prin natură, ești capabilă să apreciezi un set de miniaturi în rame de lemn, de exemplu, cu animale exotice sau peisaje ale orașelor din diferite țări. Cu cât sunt mai multe articole, cu atât este mai interesant cadoul pentru tine. Seara, o cină intimă sau recepție socială. Darul ar trebui să fie elegant. Ambalajul nu este mai puțin important decât cadoul în sine. Un set de lenjerie erotică te va surprinde și te va încânta, dar este important să știi în prealabil dimensiunea, pentru a nu ajunge într-o situație penibilă. Dacă o astfel de surpriză nu este potrivită, pijamalele de casă și papuci Mohinton sunt destul de potrivite, deoarece tu apreciezi confortul personal. Dorința ta de armonie este ceea ce trebuie să fie luat în considerare atunci când ți se alege un cadou. Dacă nu ai o situație financiară foarte bună, atunci, după ce ai primit un cadou scump, te poți simți obligată. La urma urmei, tu consideri că este de datoria ta să rambursezi în mod egal. Nu este nevoie ca cineva să te pună într-o poziție penibilă, mai ales de ziua ta. Deși, unii vor putea folosi această caracteristică în favoarea lor. O excepție ar fi invitația la un restaurant și o cină cochetă de gală pentru doi, cu homar și vin bun. Destul de ciudat, ești foarte neutră față de gadgeturile moderne, cu excepția cazului în care, desigur, este vorba despre o cameră profesională pentru o femeie fotograf. Dar atunci când ți se alege un smartphone, ar trebui să se concentreze pe noutățile mărcii pe care o folosești deja. Dintre bijuterii, vei străluci de fericire primind un set de cercei din aur și un inel cu diamante. Un colier din argint și cercei cu perle vor fi pe placul tău. Cel ce-ți oferă cadoul nu trebuie să economisească prea mult, pentru că este ușor și frumos să obțină favoarea acestei persoane inteligente și muncitoare ca tine. Tu adori darurile cu sens. Mai bine să nu ți se ofere mărunțișuri chinezești inutile. Vei accepta favorabil ca și cadou, ustensile de bucătărie, accesori, haine, obiecte interioare interesante. Doar cadourile ar trebui să fie prețioase și de marca, altfel te ai putea simți jignită. Un cadou excelent va fi o geantă din piele de înaltă calitate și cu accesorii originale. La fel de bine vei primi un portofel elegant, și este mai bine să se acorde preferință prezentărilor în culori arginții. Un sfat sincer pentru cei ce îți oferă cadouri, este mai bine să nu ți se ofere inelele. Ele ating libertatea ta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.